În viață, fiecare din noi are multe surprize, mai plăcute și mai puțin plăcute. Prima surpriză care cred eu că am avut-o în viața mea a fost momentul când după 3 fiice am născut un fecior. Mulțumesc și Dumnezeu să-l poarte pe unde este el cu bine. Alte 2 mari surprize le-am avut anume din numele domnului Ion Rață. Vaniușa Rață, pe care îl țin minte de atunci când am luat clasa a 5-a ca diriginte și ca profesoară de română. S-au scurs mulți ani, Ion a plecat din sat, a pășit pe diferite căi, a îmbrățișat profesia de actor, de teatru, dar și de cântăreț. Și după mulți ani, când în Moldova s-a deschis emisiunea televizată Noroc, a fost invitat la această emisiune formația Catarsis. Domnul Ion m-a invitat ca profesoară de română și ca diriginte să asist la această emisiune. Mi-a fost foarte interesant, a fost foarte frumos. Și tocmai atunci era și ziua lui de naștere. Astăzi, noi sărbătorim ca și cum ziua de naștere, pentru că ea a fost nu de mult, cu 2 zile în urmă. Și o altă surpriză, tot din partea domnului Ion, a fost când, cu un an în urmă, am fost invitată la Palatul Național din Chișinău. Mai că nu știam de ce sunt eu invitată. Și la un moment dat, domnul Ion a ieșit în scenă, a vorbit câteva cuvinte calde și frumoase la adresa dirigintei lui și profesoare de română și mi-a interpretat un cântec. Acesta a fost un singur caz în toată sala din Palatul Național Nicolae Sulac. Apoi, după ce a terminat cântecul, cu un buchet mare de flori cât îl te aduce, nu mergea, dar alerga spre rândul întâi din sală unde mă aflam. Se vede că îl chema dorul, dorul de sat, dorul de neam, dorul de pedagogii din școală. A fost un moment extraordinar. Și astăzi, când tot satul împreună ne bucurăm de prezența lui prin eu vreau să-i mânez un buchet de flori, să-i doresc mulți ani înainte de viață lungă, dar și de creație muzicală. Familia să-i fie mereu alături și toate cele bune. Mulțumesc foarte, foarte frumos. Doamna Vera Ilarionovna, sunteți profesoara mea nu numai de română, dar și profesoara mea de suflet. Ați fost și rămâneți în continuare. Vreau să vă mulțumesc și mă închin pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru că mi-ați demonstrat într-un mod special cum se cântă frumos la timpul respectiv. Evident, prima mea profesoară de muzică a fost mama mea. Pe taică meu mai puțin îl țin minte, dar țin minte că și el cânta frumos. Pe urmă a fost doamna Vera Ilarionovna și când a venit Trofim Ilarionovici Crețu aici la noi în sat ca specialist de muzică, a fost cel care pentru prima dată mi-a pus degetuțele pe strune de chitară. Țin minte, maică mea mi-a cumpărat o chitară de 16 ruble, cum era pe atunci. Și veneam tocmai din Mahalaua, din jos, până aici, iarna. Dar orice lege tot ca lege are, și pe pământ și oricât de sus în cer, în preajma ei măcar o întâmplare. Din întâmplarea nostru univers se spune că a fost creat odată, din întâmplare se aștepte un vers de o pagină întâmplător curată, de o pagină
s-a întâmplat cândva și nu se întâmplă. Nici legământul dintre stea și spii, nici bruma timpurie de la tâmplă.
și pentru echipa care a ajutat-o să se întâmple această întâlnire de suflet. Eu vă spun vorba cântecului, mă simt ca în al nouălea cer, într-o acea poiană frumoasă de dragoste. M-am simțit foarte bine și ziceam, sper la noi întâlniri de suflet, aici la Paștină, poate pe malul Nistrului, vedem, noi organizăm și în altă parte, ca să ne simțim bine, cum ziceam. Dacă Marioara vrea să mai zică ceva, îi ofer cuvântul. Niciun rând, unde ești, unde vei fi.